greu începem cu meciul cu care se poate la începerea campionatului. Nu ne va fi ușor pe terenul lor, dar ne-am pregătit bine o lună de zile. Și cred că suntem pregătiți pentru acest meci. Ești mulțumit deloc? Da, dar mulțumit. Probabil că vom mai veni 2-3 pe tot. Avem discuții, sperăm de la timpul să se finalizeze și să ne vedem pe aia. Mulțumim de felul în care de felul cum arată pe țânările echipamente și ce-ți dă mai multe acasă și ce-ți dă mai multe. Da, astăzi am prezentat la poza de grup. Acum o să prezentăm figurile oficiale, foarte frumoase. Așa ca, ca echipament stăm bine, arătăm bine, sper să arătăm și pe terenul. Vin meci, proiectul va fi un cu spectatori. Obligatoriu și meciul de acasă, primul meci de acasă, o să fie cu spectator. Sunteți pregătiți acum să jucăm cu foame de tribune, că de 2 ani de zile stadionul a fost de presiune. Da, poate că asta timp sporterii sunt de stadioane. E un lucru bun pentru fotbal, pentru sportiv. Nu e n-a fost plăcut să jucăm aceste meciuri fără spectatori. Dar ne bucurăm că acum s-a rezolvat la sport și probabil nici în spectacolul va fi altfel. Obiectivul rămâne în urmă? Da, obiectivul pe timp scurt, așa ne gândim la următorul. Asta e o gândire sănătoasă, să nu punem presiune pe jucători sau pe noi cu acest obiectiv. Să ne gândim... Să facem o prezentare. Să începem bine, să luăm fiecare meci și probabil că vom ajunge acolo, dacă vom... O fi ca anul trecut. Știți foarte bine anul trecut de unde am plecat și am fost la câteva puncte de plec. Andrei, le-ați pregătit o surpriză suporterilor astăzi în Fan Show Fecearge și ne poți spune despre ce este vorba? Da, suporterii vor ridica abonamentele, le voi mâna abonamentele, le voi semna, o să primim de autografe, de fotografii. Am mai făcut astfel de acțiuni, au prins foarte bine. Suporterii sunt dornici să interacționeze cu noi și probabil că vor fi dornici să vină și la stadion.